eu am dezvoltat o relație foarte apropiată cu fratele meu, foarte, foarte apropiată și fiind așa de apropiat, m-a afectat foarte mult ce se întâmpla cu el. Și el, pe la 17 ani, când aveam eu, poate un pic mai devreme, a început să aibă niște dependențe în viața lui, ruletă și multe altele care vin din contextul ăsta. Și o durat ceva ani ani care pentru mine au fost practic ani care m-au apropiat de Dumnezeu. Nu înțelegeam de ce dacă mă rog ca Dumnezeu să îl elibereze pe el de dependența respectivă, de ce nu se întâmplă? El avea așa un fel de ciclu, stătea câteva luni, nu mai putea, primea ajutor din partea bisericii, venea, plângea, se pocăia, dura două săptămâni în care credeam că e bine, după care se întorcea înapoi, ca și cum o putere exterioară venea peste el și îl ducea înapoi în locurile alea. Pe mine asta m-a afectat foarte mult, pur și simplu de prin clasa 10-a, 11-a. Toată partea mea spirituală era să mă duc la biserică și mă duceam la orice biserică numai unde aș fi vrut să văd că e un Dumnezeu activ acolo și un Dumnezeu care poate să rezolve problema asta. O paranteză. Sunt oameni care se uită la noi și unii dintre ei sunt prinși cu ruletă, cu uh, lucruri din astea. Eu în cartier, când, uh, când mai ies și asta, sunt oameni care sunt așa... Uh, în viața familiei mele niciodată n-am interacționat cu domeniul ăsta. dar Descrii puțin pentru cineva care nu cunoaște, e, e o dependență chiar așa de mare, ruleta, păcănelele, de exemplu. Da. E, când vezi acolo doar niște numere, tragi de o manetă, totul e fain frumos. Descrii puțin cum e, din, nu din ochii celui care e prins acolo, ci din ochii celui care îl iubește pe cel care îl prins. Ai zis fratele tău mai mare, nu? Da. Cum a fost așa pentru, pentru tine toată chestia asta? fiindcă eu îi cunoșteam inima fratelui meu, știam că el nu vrea să se aducă acolo și îl credeam când îmi zicea asta. Dar totuși era o forță mai puternică peste el care îl ținea să se ducă acolo și cum era, venea acasă, liniștit, vroia să se culce și undeva la mie în nopții, parcă se trezea și pleca, pur și simplu. Și după aia nu-i venea să crede că iar a ajuns acolo. Și era un fel de ciclu care pur și simplu nu se termina. Efectiv îți vezi ca pe cineva chinuit, pe cineva care face ceva ce nu-și dorește să facă. Și uh, chiar cred și știu că asta a fost o, un duh peste el care până Dumnezeu nu l-a scos, el efectiv nu a reușit să iasă de acolo. Deci și... uite că oamenii pot să fie stăpâniți de anumite duhuri, adică ce înseamnă un om stăpânit de un duh? Nu e ceva uh, vai, de povești de a dormit copiii, nu? Mm. Uh, vrei să te schimbi, dar n-ai putere, n-ai voință, vrei să mergi să faci bine, cum spunea Apostolul Pavel în Roman, vreau să fac bine, dar rău este lipit de mine și că este ceva ca omul care te uh, controlează.